Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Ei bine, aseară cineva a încercat să ne dea strike încolo, Șefanii, așa, că am primit un strike pe live cu ideea ca și că ar fi escrocherie sau ceva de genul, zicea undeva pe aici. Da. Aba, nu ce pe aici, zice la un moment dat că am făcut escrocherie sau ceva de genul. Asta era live pe care am făcut escrocherie. Am făcut recurs și am spus, le-am zis pe română, că și ăștia știu română, le-am zis, top live-ul a fost de informare, tot ce am făcut a fost să citesc articole de pe internet, n-am încercat să manipulez pe nimeni, bla bla bla. Și mi-a acceptat recursul, chiar în dimineața asta a venit e-mailul, s-a publicat live-ul de aseară, care pare doar o 38 de minute, că atât am apucat să fac din el. Uita și zice, vă mulțumim pentru trimiterea contestației videoclipului către YouTube, după o examinare suplimentară, am ajuns la concluzia că videoclipul dumneavoastră nu încalcă regulile comunității noastre, videoclipul dumneavoastră a fost reactivat, iar starea contului dumneavoastră este bună. Stimă echipa YouTube. Mersi YouTube, nu m-a dezamăgit. De nu m-a dezamăgit nici justiția în România. Cum spuneam și pe live aseară, carierarul Colo a put cel puțin 2 luni, nu mai are voie să posteze, atât ține ancheta, poate o să se prelungească, cine știe, decizia nu este definitivă. Ce pot spune pentru toți cei care a zis tu să mergi la pușcărie, nu colo, ție să ți se închidă canalul, ești un gelos că da, că nu mă știe toată țara ca fiind un violator, ești gelos și toate cele. Ei, toți cei care ați încercat să dați reporturi cu ideea că poate mi-e aici treaba sau să-mi dați dislike-uri cu ideea că o pas sau ceva de genul, vă mulțumesc în continuare pentru susținerea pe care mi-ați oferit-o. Toți cei care chiar ați dat like, ați comentat chestii de bine și nu doar ați scris în jurături și alte chestii comentarii, vă mulțumesc tuturor. Și ce pot spune? Colo, ce să zic? Reprofilează-te. Da. Momentan nu mai fac clipuri despre el pentru că vreau să fac și ceva diferit. Am pregătit-o niște clipuri cu mimuri. O să le vedeți curând. Momentan ăsta e ultimul video cu Colo. Dacă vreți să aflați mai multe despre, vă puteți uita pe live-ul de l-am făcut aseară, că am apucat să zic suficient acolo. Clipul ăsta l-am făcut de informare mai mult, o să-l postez chiar acum. Ce să mai? Colo, delete, delete, strike-ul, delete, delete, o arenă întreagă, delete, delete, fanii WWE o să înțeleagă, sau EW sau wrestling în general. Bun. Nu vă mai rețin, vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături, celor care n-ați fost alături, dar tot v-ați susținut oarecum și da, canalul continuă, eu continui, dar acolo nu. Hai, ciao les, ne vedem din seară pe live.